ușor să nu se spargă. Circulația pe drumul național 22 Constanța-Tulcea a fost blocată mai bine de 3 ore după ce o cisternă cu azotat de amoniu s-a răsturnat pe carosabil. Pompierii și polițiștii din cele două județe au format un cordon în jurul cisternei răsturnate. A aprins marginea carosabilului, care se vede cum se lucrează la noi în România. Și evitându-l pe ăla, a intrat. Mașina e grea, deci piatra a plecat. Și a intrat în balans? Sau? Exact. Deci eu... primul pas era să răstoarne pe partea aia, a tras în partea asta și... Polițiștii au intervenit imediat pentru a securiza zona. În astfel de situații, la astfel de substanțe, trebuie stimulate punctele cu apă pentru a elimina pericolul de încălzire și de eventuale aprindere. Șoferul a fost transportat la Spitalul de Urgență Tulcea. Starea nu este stabilă, dar prezintă o traumatică în celelalte. Polițiștii încearcă acum să afle dacă transportul de azotat de amoniu era legal și dacă starea tehnică a cisternei era bună. Un accident similar petrecut la Mihăilești în 2004 a fost urmat de o explozie în urma căreia și-au pierdut viața 18 persoane.